O să vă rog să ne spuneți care sunt senzațiile pe care prin care trece un pacient care experimentează pentru prima oară un atac de vertij. Se sperie. De departe, acest lucru este foarte important și domină pe termen lung viața pacientului și strică calitatea vieții. În al doilea rând, dacă este vorba să vorbim de vertij în mod real, are senzația că totul se învârte în jurul lui. Acum, în funcție de cauza care provoacă acest simptom, vertijul, durează de la câteva secunde la zile întregi. Și evident, cu cât este mai prelungit acest simptom, cu atât starea pacientului este mai dificilă și mai grea, pentru că atât timp cât lucrurile se învârt și ele sunt într-un carusel permanent, nu se poate deplasa. Deci nu poate să meargă drept, nu poate să meargă singur. În plus, ceea ce însoțește de obicei vertijul sunt fenomenele vegetative, adică greață, vărsături, transpirații reci. Și, din păcate, toate acestea contribuie la starea psihică a pacientului, care se sperie, așa cum am spus, foarte tare. Uneori chiar are senzația de moarte iminentă și se sperie că are un accident vascular sau un infarct. Care ar fi cauzele care provoacă atacurile de vertij? Din nou țin să punctez acest lucru, dacă vorbim despre vertij, adică despre senzația că lucrurile se învârt, de obicei este o cauză periferică, adică care ține de specialitatea ORL. Vertijul paroxistic pozițional benign este de departe cea mai frecventă patologie întâlnită și care determină atacuri repetate de vertij de scurtă durată, câteva secunde, dar foarte intense, în principiu când pacientul se mișcă relativ la gravitație, deci fie că se întoarce în pat de pe o parte de pe cealaltă sau ia ceva de pe un raft de sus. A doua mare categorie sunt pacienții cu boală Menier, care țin de asemenea de oreliști și care înseamnă că pacientul are simultan o scădere de auz la una dintre urechi și senzația că lucrurile se învârt în jurul lui, deci vertij, care durează între 30 de minute și 24 de ore. Niciodată mai puțin, niciodată mai mult. Și a treia mare categorie de patologie orelistică care determină vertij este neuronita vestibulară, care este o infecție virală cantonată la nivelul nervului de echilibru, de la una dintre urechile interne, din fericire doar la una, și care se caracterizează prin senzația că vertijul durează zile în șir. Este singura patologie care dă zile în șir vertij în continuu. Există și câteva excepții, ca să spunem așa, de sindrom vestibular central, care de asemenea se manifestă ca vertij, și aici sunt fie atacurile ischemice tranzitorii, fie atacurile, accidentele vasculare de trunc cerebral, dar în care pe lângă simptomatologia de vertij plus minus auditivă apar și alte fenomene neurologice, parestezii, tulburări de vorbire, de respirație, senzație de negru în fața ochilor. Să presupunem că o persoană obișnuită, fără probleme de sănătate în trecut, experimentează din senin un atac de vertij. Ce trebuie să facă ulterior? Adică, în primul rând, pentru că este prima dată, de obicei se sperie foarte tare și asta este bine, pentru că se duc la medic. Personal sunt împotriva celor care se tratează singuri, citind din cărți sau de pe internet, pentru că dacă citești despre o anumită boală, ți se pare că ai toate simptomele, ceea ce poate fi adevărat, dar poate să nu fie. În cazul în care avem de-a face cu pacienți care experimentează pentru prima dată, ei totdeauna se duc la medic. Cei care au o patologie vestibulară care s-a vindecat și care mai mult decât atât au fost avertizați că se poate repeta, și aici este cazul pacienților cu vertij paroxistic pozițional benign, din păcate, încearcă să se trateze singur pe baza ceea ce li s-a făcut, ceea ce este foarte rău una peste alta, nu pentru că ar avea un risc vital sau o afectare pe termen lung a calității vieții pacientului, ci pentru că întârzie vindecarea și o poate face mai dificilă. Deci, de obicei, la primul atac, dar și la celelalte, personal aș sfătui pacienții să se ducă la medic. Știu că de obicei există mai multe specializări care ar putea trata cauzele vertijului.
În general, la ce medic apelăm pentru prima dată? În principiu este uneori greu de aflat cauza amețelilor sau a vertijului, uneori este imposibil și trebuie să spunem asta din start. În principiu, între trei categorii mari de specialități se învârt pacienții în acest triunghi al bermudelor, cum îl numea șeful meu, neurologii, și este bine, după părerea mea, să se ducă întâi la neurologi, pentru că accidentele vasculare cerebrale pot determina vertij și aceste patologii sunt niște patologii cu risc vital. Aureliștii sunt a doua categorie care ar trebui să urmeze în ierarhia adresabilității, sau medicii de medicina internă sau cardiologi, pentru că variațiile tensionale sau aritmiile pot determina și ele vertij. Ajungem la doctor, cum se pune diagnosticul exact? Diagnosticul de sindrom vestibular până la urmă, pentru că, repet, nu totdeauna putem să punem un diagnostic etiologic, se bazează pe două lucruri simple, dar grele în același timp, pe anamneză și pe examen clinic. Nu este greu să scoți niște elemente cheie din anamneza pacientului foarte speriat și care uneori nu se ține pe picioare, dar trebuie să ai răbdare, trebuie să ai un algoritm în spate să urmezi anumite întrebări și este aproape suficient ca să te orientezi în ceea ce ai de făcut. Și al doilea lucru foarte important este un examen clinic. Examenul clinic cuprinde două aspecte importante. În primul rând, să vezi dacă pacientul are ceea ce se cheamă nistagmus, pentru că vertijul de obicei apare când doar una dintre urechile interne este afectată. Și această asimetrie de funcție între o ureche normal funcțională și una slab funcțională este percepută de creierul nostru ca și când, de fapt, noi ne-am învârtit spre urechea care funcționează mai bine. Și atunci mișcă ochii compensatori și această mișcare se cheamă nistagmus. Dacă știi și ai cu ce să evaluezi nistagmusul, este perfect și este un element important în diagnostic. Deci, pe de-o parte, examenul clinic trebuie să cuprindă evaluarea nistagmusului și, în al doilea rând, evaluarea posturii pacientului. Dacă poate să stea singur în picioare, dacă poate să meargă drept, dacă poate să meargă singur. Fără îndoială că ar fi util să avem la îndemână și o modalitate de evaluare a auzului, măcar un diapazon de 512 Hz, și dacă le avem pe astea trei, suntem ok. Anamneză și examen clinic cu aceste trei elemente și, evident, căutând și semnele neurologice ca să putem face o diferențiere, și este suficient. La modul ideal, odată după începerea tratamentului, în cât timp poate spera un pacient cu vertij că își poate reveni? Depinde foarte mult de patologie. În vertijul paroxistic pozițional benign este vorba despre o patologie în care niște structuri din urechea internă, niște pietricele numite otoliți, se sparg mai mult decât ar trebui în mod normal. Și atunci ele se mișcă. Deci este un mecanism fiziopatogenic fizic pe care îl tratăm fizic printr-o manevră de repoziționare. Cu un algoritm pe care noi îl avem, spre exemplu, în institut, în 98% din cazuri este suficient o singură manevră de repoziționare. Deci succesul este imediat și foarte bun. Pentru cei care au boală Menier, ca să ne referim la cele trei mari categorii de patologie vestibulară periferică, pacientul este aproape perfect imediat după criză. Din păcate, criza este cea care îi strică calitatea vieții, și mai ales pentru că pacientul știe că îi poate surveni oricând, din senin, și dacă e la volan, și dacă este pe munte, și dacă își face treaba de zi cu zi, ceea ce sigur că e neplăcut. Acolo tratamentul este în criză, dacă vine în criză, sau dacă are ce-i trebuie la el pentru criză, odată pus diagnosticul de boală Menier, și atunci rezultatul este imediat. Din păcate, boala Menier nu se tratează niciodată și atunci, între crize, trebuie un tratament medicamentos care să le țină bine în frâu. Acest tratament dintre crize uneori poate fi și toată viața. Deci lungimea tratamentului este mare. Iar pentru neuronita vestibulară, tratamentul este, să spunem, undeva cam la 3 luni, într-o lună și 3 luni de zile, până când pacientul își poate relua complet activitatea dinainte de debutul afecțiunii. Și o ultimă întrebare. Imediat după recuperarea pacientului, adică după dispariția crizelor, rămân sechele de vreun fel? Se simte cumva amenințat de reînceperea atacurilor? Aproape la toți pacienții, indiferent de aceste etiologii despre care am vorbit, rămâne frica că li se poate reîntâmpla.
fiind atât de intensă simptomatologia, le e frică că li se... Este o frică psihologică. Cei cu vertij paroxistic pozițional benign la control când îi vezi sunt perfecți, nu mai au nimic, dar știu că li se poate repeta. Cei cu boală Menier, din păcate, știu că aproape sigur li se poate repeta și trăiesc cu această frică. Dacă nu urmează medicamentația. Și dacă urmează medicamentația, scopul tratamentului este să spațieze crizele și să le facă mai puțin severe. Succesul terapeutic să nu mai aibă deloc crize nu este o obișnuință. Deci ei știu că li se va întâmpla. Iar la cei cu neuronită, la care leziunea este de obicei unică, adică nu are cum să aibă recidive, ca să spunem așa, este greu de acceptat psihologic această idee. Ei totdeauna trăiesc cu teama că li se va mai întâmpla. Deși le explici, a fost atât de rău zile în șir în care totul s-a învârtit, încât ei trăiesc cu această grijă și această spaimă. Și am avut mulți pacienți cu neuronită vestibulară care la sfârșitul tratamentului, după 3 luni de tratament, erau perfect din punct de vedere al tuturor crizelor și ei tot erau, nu ca să spun nemulțumiți, dar nu aveau încredere completă în ei. Ieșeau singuri pe stradă, pentru că inițial le era frică să facă acest lucru, dar tot nu li se părea unora dintre ei că au reajuns la situația dinainte. Asta înseamnă că din când în când tratamentul împotriva vertijului e urmat și de un tratament împotriva anxietății sau... În cazurile în care, într-adevăr, această componentă psihologică este foarte importantă, personal colaborez cu un psiholog care susține pacientul pe perioada de tratament, deci între 1 și 3 luni de zile, în care, pe lângă rezultatele obiective pe care noi le arătăm, susține pacientul ca să vadă că într-adevăr e mai bine. Deci consilierea psihologică este uneori foarte utilă și dă rezultate.